Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Invitat în studioul Campus TV este domnul viceprimar Andrei Neder. Domnule Neder, bună seara, bine ați venit. Rămâna, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Vorbim despre ce se mai întâmplă în Buzău. În primul rând, pentru că este un subiect foarte discutat în aceste zile, vorbim despre accesul auto în parcul Crâng. Se fac lucrări acolo de asfaltare a anumitor alei. De asemenea, înțeleg că se vor monta și barierele în câteva zile. Bariere care vor fi supravegheate, surpriză, de polițiști locali. Exact. Ce știți dumneavoastră despre acest proiect, despre o hotărâre de acum și care este opinia personală? Proiectul de hotărâre a fost luat în ultima ședință de Consiliu Local. A fost un proiect foarte disputat între componenții Consiliului Local, probabil că știți foarte bine. Într-adevăr, acolo sunt mai multe probleme, de aceea am și luat hotărârea ca să adaug un amendament la acest proiect, și anume faptul ca proiectul să aibă o valabilitate, și aici mă refer la un an de zile să fie valabil, perioada în care am considerat eu că putem să facem unele reglaje, să spunem, la acest proiect. Adică vedem care sunt punctele bune, care sunt punctele rele, mai adăugăm sau mai scoatem de acolo. Da, sunt, în primul și în primul rând, proiectul s-a bazat pe protejarea pădurii Crâng și, să zicem așa, principala oază de verdeață a municipiului Buzău. Într-adevăr, am fost și sunt oarecum un adept al interzicerii, să spunem, autovehiculelor în parcul Crâng, pentru că nu de puține ori am avut surpriza să ajung în parcul Crâng și să văd că nu doar aleile din asfaltate erau ocupate de mașini, ci inclusiv spațiile verzi, intra printre copaci, distruse plante și distruse zone întregi de iarbă verde, și nu neapărat de cei care veneau să se plimbe, ci foarte multe persoane care veneau pur și simplu, sprijineau portbagajul sau stăteau cu portiera deschisă și purtau niște discuții. Aceste discuții cu siguranță se puteau purta și în altă parte și nu acolo și nu neapărat în mașină. Puteau să se așeze chiar pe o bancă și era mult mai bine. Pe de altă parte, avem și câțiva agenți economici acolo care, în urma acestui proiect, să spunem că sunt ușor vitregiți, și spun aici ușor vitregiți pentru că oricum li s-a lăsat și un program de alimentare și un program pentru aprovizionare și inclusiv un program pentru clienții lor, și mă refer aici în special la evenimente. După cum știți, de sâmbătă până de vineri până duminică, accesul auto pentru un număr limitat pentru fiecare comerciant este permis până la ora, de la ora, începând cu ora 18 după amiază. În plus, taxiurile tot în aceste intervale orare au dreptul să circule. Deci, eu spun că totuși s-a creat un echilibru prin aceste măsuri și vom vedea, de fapt, în acest an cât este valabil acest proiect, care sunt avantajele și dezavantajele lui. Ce credeți că se va întâmpla după un an de zile? Credeți că va mai fi instituită o astfel de măsură? Pentru că, dacă ne gândim din punctul de vedere al celor care au restaurante în Crâng, evenimentele deja s-au luat pentru anul acesta, iar după sărbătorile pascale, probabil că vor veni din nou alte evenimente, pentru că se încheie și postul acela din anul viitor. Asta înseamnă că e o veste care îi bucură pe patronii de restaurante, pentru că nu sunt în pierdere. Asta în cazul dacă după un an de zile nu se mai instituie măsura. Pot să vă spun că nici patronii acelor restaurante din zona Crângului nu au fost total împotriva acestui proiect de hotărâre. În plus, dânșii au avut niște chestii de completat. Deja am discutat cu ei, deja mi-au spus unele lipsuri care există în această hotărâre. Uitați, chiar cu unul dintre ei am discutat ieri în cadrul altei emisiuni și mi-a spus că, vedeți, nefiind în domeniu, am scăpat unele chestii. De exemplu, evenimentele bazate pe botezuri, să spunem, nu încep la ore târzii din seară. Încep undeva în jurul orei prânzului. Și au sugerat înși ca în zilele de evenimente, și aici referindu-ne vineri, sâmbătă și duminică, dacă am putea să lăsăm toată ziua accesul auto
la același număr de mașini, nu mai multe mașini. Dar, de exemplu, dacă botezul omului începe, să spunem, la ora 2, noi îi dădeam drumul de la ora 6 în Crâng. Ne-am spus, doamne, dați-ne drumul mai devreme. Același număr de mașini ajung la unitatea noastră, același număr probabil de taxiuri, că e doar același eveniment, dar să putem să folosim de la o oră mai înaintată. Deci deja au început să apară sugestii, deja au început... Am început să vedem punctele forte și punctele mai slabe ale proiectului. Acum spuneam că se fac lucrări de asfaltare, dar se modifică și pista pentru bicicliști, nu? În primul rând se fac lucrări de reamenajare, să spunem, a căilor de acces. Căile de acces vor fi prevăzute la intrarea lor, principalele, de fapt, căi de acces, și aici mă refer în primul rând la accesul dinspre bariera Ploiești și accesul dinspre unitățile militare, vor fi prevăzute cu bariere, lângă care se vor instala și niște pichete, cum ați spus, pentru cei de la poliția locală, care vor păstra și vor avea grijă să verifice tichetele de acces în zilele permise. Aleile arătau destul de urât, să spunem, din punct de vedere al asfaltului. Automat le vom reface și pe acestea și, bineînțeles, pistele de biciclete vor fi nelipsite și încercăm să extindem aria pistelor cât mai mult în orașul Buzău. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Domnul viceprimar, sunt lucrător la Urbis. Știu. Și vă rugăm să ne ajutați și pe noi cu acele vouchere de vacanță. Până și Consiliul alaltăieri au luat. Cum facem să ne ajutați și pe noi? Pentru că Transbusul are, noi n-avem. Sunt subvenționați de la dumneavoastră, la primărie, ca și noi. Și ei aduc bani și noi aducem bani. Ce variantă găsim pentru la anul să avem și noi vouchere? Variantă legală. Deci vă spun foarte clar, mâine dimineață o să merg la personal și o să văd care este problema vis-a-vis de voucherele dumneavoastră. Într-adevăr, au mai întârziat, știu că mai sunt câteva unități care încă nu au primit, unități mă refer din subordinea primăriei, care încă n-au primit, dar eu știu că vor primi. Deci de asta pot să vă asigur, mâine dimineață voi lua legătura cu doamna de la personal care se ocupă. Sincer, la nivel de lucrători vor să declanșeze o grevă spontană pentru că a rămas ultimii, sincer vă spunem. V-am zis, eu mai știu vreo două unități care încă nu intraseră în posesia acestor tichete de vacanță. Noi vă mulțumim și sperăm să faceți ceva pentru noi, sperăm să faceți ceva. Mulțumim de suflet, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Seara bună. Da, un telespectator care a mai reclamat această situație, ar fi normal să fie date etichetele anul acesta, nu? Da, bineînțeles, se dau, din câte știu, anual. Noi, să zicem, conducerea primăriei nu primim și de asta probabil nu a fost, nu știm date precise despre aceste etichete. E bine că vă veți interesa. Un alt telespectator se referă la o altă hotărâre a Consiliului Local, hotărâre care a fost anulată de altfel, și spune... CLM a decretat, polițiștii locali au minte nesănătoasă în corp nesănătos. Apropo de testarea fizică, n-am putea să confirmăm așa ceva, dar credeți că o anulare de acest fel ar spori nesănătatea polițiștilor locali, ar crea probleme în sănătatea acestor oameni sau în activitatea lor? Acel proiect a fost anulat în primul și în primul rând, a fost revocat de către Consiliul Local. Spunem în primul și în primul rând, cred că am discutat și emisiunea trecută despre el. El fusese, din câte știu, suspendat de o curte, pentru că orice proiect trebuie întocmit în baza unor legi. Legislația în vigoare vis-a-vis de poliția locală spune că pe perioada mandatului dânșilor, și aici mă refer pe perioada cât sunt angajat, nu ai dreptul să-i testezi fizic. Cel puțin de asta știu foarte sigur, pentru că am fost implicat. Noi am încercat încă o dată să facem un proiect prin care să, v-am spus, venim în folosul cetățeanului, pentru că acești oameni lucrează pentru cetățean, sunt plătiți de cetățeni. Și cum spuneam și data trecută, nu poate o persoană care nu se poate mișca, din diferite motive până la urma urmei, nu neapărat de, știu eu, alte probleme. Așa că trebuiau să fie testați oarecum. Într-adevăr,
Testele astea nu ar fi avut decât, din punctul meu de vedere, un caracter consultativ vis-a-vis de legislația dânșilor în vigoare. Vorbesc aici. Dar dacă odată vezi că nu poate, a doua oară vezi că nu poate, este clar că acel om nu poate să desfășoare munca pentru care este angajat. Dar ca să pot să-l testez, am avut nevoie de niște adeverințe medicale. Adeverințe medicale care trebuiau să-mi certifice faptul că respectivul participant la teste este apt pentru probe sportive. La ora actuală există un singur medic de medicina sportivă în municipiul Buzău care, să spunem așa, nu prea a vrut să fie părtaș la acest lucru. Și din acest motiv, practic, s-a suspendat această... Și acesta este unul din motivele pentru care s-a suspendat această hotărâre. Însă, polițiștii locali, în continuare, vor susține o vizită medicală. Vor fi controlați anual. Vizita medicală anual. Sunt obligați să o susțină, se susține de la angajare și până când ies la pensie. Și anul acesta, și nu numai polițiștii locali, orice angajat al primăriei municipiului Buzău, începând cu domnul primar și terminând cu, știu, oricare angajat din întreprinderile afiliate, este obligat să susțină anual o vizită medicală, vizita medicală prin care sunt testați cardiac, pulmonar și alte, sunt obligați să se prezinte, știu eu, din câte știu, și cu un buletin de analize. Deci nu, partea de vizită medicală. Dar încă o dată vreau să repet, ca să se înțeleagă foarte bine, medicul de medicină de familie sau medicul de medicină a muncii nu are dreptul să semneze un act prin care acel angajat să se prezinte la niște probe sportive. Pentru probele sportive este un alt gen de medic și v-am spus, este medicul de medicină sportivă care numai el poate să dea dreptul pentru probele sportive respectivului. Avem pe cineva care așteaptă la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, doamnă. Bună seara, domnul Neder. Bună seara. Domnul Neder, înainte de a intra în posesia dumneavoastră cu câteva întrebări, vreau să vă întreb dacă știți numărul domnului Ion Barbu de la PNL. V-am mai spus și aseară că nu putem da numerele nu, de telefon. Nu, dar nu știu, vă spun foarte sincer. Nu știți. Întrebare. De mai multe ori și nu îl dau de dânsul și de asta. O să-i spunem când îl vedem. Spuneți-i domnului Neder. Dânsul este președintele unei asociații de locatari și cred că cu siguranță l-au să-l găsiți acolo. Da, nu l-am găsit și de asta. Da. Haideți să vă spun întrebările. Legat de toaleta din piață, e zalnică, domnul Neder, v-am mai comunicat și rândul trecut. Am încercat să vorbesc cu domnul Apostol pe TV Buzău, nu mi s-a răspuns acolo și am intrat, am avut noroc că mi-a dat... Deci vă referiți la toaleta din piață, dar eu știu că nu mai există o toaletă în piață, sau la toaleta din parcul de la Biserica Sfinții Îngeri? De la toaleta din parcul Sfinții Îngeri, e jal. Eu am rugat să se verifice care este starea lor. Încă o dată am să merg chiar personal mâine să verific. Dar dumneavoastră când ați fost ultima dată acolo? Eu am fost mai des dimineața, când mă duc la serviciu, mă duc să... Ați fost și în ultima vreme, nu? Mai ales că toaleta aceasta din Parcul Sfinții Îngeri a fost reamenajată, cred că anul trecut. Total. Da. Bun, o altă întrebare, murdară. Dacă mai aveți, s-a înțeles. Este murdară. Bun. Și altă întrebare, vreau, două mai sunt. Una cu tarabile din centru, când se vor muta, că am înțeles că le vor muta într-alt spațiu. Care tarabe? Și tarabe din pe platou Dacia. Tarabele de cărți de pe platou Dacia nu sunt în plan, nu există un plan de mutare a lor de acolo. Așa am înțeles la domnul primar că le mută, că se urinează lumea pe acolo și miroase urât. Mai mare rușine am în mijlocul orașului, să fie da, dacă domnul primar a spus lucrul acesta, eu știu că până acum nu s-a discutat o mutare a tarabelor. Că până în ianuarie a semnat hârtia ăștia cu tarabele, atât. Așa, și a treia întrebare, dacă mai amenajați ceva frumos de sărbători pe platou, cu colinde, cu... Cu siguranță va fi amenajat târgul de Crăciun în primul rând, care probabil va fi deschis la 1 decembrie, după care știți foarte bine că ne-am făcut un obicei din a orna orașul cât mai frumos posibil. Îi mulțumim telespectatorului pentru intervenție. Înțeleg că veți lua măsuri și în cazul toaletei. Da, să merg din nou, dar toaleta este, știu foarte clar că această toaletă din parcul de la Biserica Sfinții Îngeri a fost reamenajată total la anul trecut. Bineînțeles, merg, pentru că cetățeanul este clar că nu putea să reclame dacă nu vedea ceva.
Altcineva spune: bună seara, trotuarele de pe strada Constituției s-au asfaltat în bătaie de joc. Denivelări și resturi de asfalt lăsate pe margine. Verificați și luați măsuri că nu se mai face treabă așa cum ar trebui. Dacă nu cunoaște situația, poate le transmite celor care se ocupă. Da, am notat-o, bineînțeles, și... La intersecția Alexandru Sahia cu Prutului sunt mașini de vânzare și vă întreabă dacă e legal. Vânzările pe domeniul public știți foarte bine că nu sunt legale. Știți că noi de la începerea mandatelor am luat măsuri destul de mult și am reușit să restrângem foarte, foarte mult activitatea asta, să spun așa, de vânzare pe domeniul public. Bănuiesc și fac o legătură în momentul acesta faptul că nu de foarte mult timp a avut loc târgul de toamnă, automat foarte multe mașini care își aveau locul acolo au trebuit să fie mutate. Probabil că respectivii vânzători de mașini s-au legat puțin de perioada asta și mai întârzie până când revin pe... Dar e bine să verificați situația, da, sau da, cei de la poliția locală. Cu Prutului. Da. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Să rămână. Vreau să întreb și eu pe domnul viceprimar. Orice, ce domn. Se întâmplă cu ceasul din bariera Ploiești? Îl mai repară? L-a reparat într-un timp, a mers vreo 2 săptămâni. Și după aceea nici geamuri nu mai are, arată dezastru. Lasă să vă răspundă pe domnul viceprimar. Am impresia că acel ceas nu este în proprietatea noastră și atâta timp cât nu este în proprietatea noastră, noi nu putem să desfășurăm nicio activitate acolo legată. Pentru că dacă noi ne apucăm și, știți cum e, orice reparație ar costa niște bani. Dacă ne apucăm să reparăm ceva care nu e al nostru, vine apoi curtea de conturi și nebune să dăm bani înapoi. Din câte știu eu, acel ceas, și de asta spun că nu cred că este în proprietatea noastră, avea și reclama unei firme. Da, colegii mei spun că este în proprietatea Jerome, unei societăți. Asta știam și eu, dar am zis să nu pronunț firma respectivă. Așa că ar trebui și cei de acolo să fie atenționați. Și atunci este clar, doar să-i atenționăm pe cei de la Jerome, vorba aia, ori să-l ia, ori să-l repare. Dar să nu mai arate ca o ruină acolo. Vă mulțumesc pentru sesizare. Recunosc că nu știu dacă m-am uitat de 2-3 ori la acel ceas, dar uitați, de acum chiar am să mă uit mai atent. Altcineva vă întreabă: cum vă explicați, domnule viceprimar, că și acum în Broșteni și Dorobanți 1 și 2, amărâții locuitori consumă apă din țev de azbociment? Cereți, vă rog, opinia DSP Buzău. Da, opinia lor ni s-a spus de mai multe ori. Din păcate... Toate aceste lucrări care se desfășoară pe instalațiile de alimentare cu apă potabilă către cetățeni intră și sunt în custodia celor de la compania de apă. Știți foarte bine că... Nu știți că ce au de gând, nu? Cu acele conducte. Noi le-am făcut de mai multe ori sesizări să înceapă să schimbe conductele pentru că nu mai sunt conforme și în primul rând nu mai sunt conforme și în al doilea rând afectează sănătatea cetățenilor din municipiul Buzău. Văd că nu și-au făcut o prioritate, dânsi la ora actuală au prioritate cu totul și cu totul alte zone. Da, vă spun, știu că s-au făcut sesizări din partea primăriei pentru înlocuirea acelor țevi. Știți ce s-a întâmplat acum o săptămână în weekend, când jumătate din oraș a rămas fără apă din cauza unei defecțiuni la o și la mine a fost problema aceasta și a fost o perioadă destul de îndelungată. De lungă, da, câteva ore bune. Da. Poate nu mai apar probleme de felul acesta. Dacă tot sunt multe reclamații, o să vi le mai citesc referitoare la asfaltări. Spuneți-mi ce se mai asfaltează în perioada aceasta, ce urmează până vine iarna. Păi știți că încă se desfășoară lucrări în Dorobanți, Dorobanți 1, Dorobanți 2, din câte știu s-au încheiat lucrările din Dorobanți 1 și acum este zona Dorobanți 2. În continuare străduțele din zona Transilvaniei sunt în lucru o parte dintre ele. Se va începe și o asfaltare pe la, cred că în zona cartierului Crâng, și mă refer aici la străduțele din... interiorul blocurilor, ca să spunem așa, asta venind într-o completare, nu știu dacă știți așa, dar în curând strada Traian Vuia va fi cu sens unic. Și atunci, pentru a veni în
avantajul cetățeanului, care cu siguranță se va mai strecura și pe străduțele dintre blocuri. Vom desfășura și acolo până în, când ne mai permite sezonul, activități de asfaltare. Deci cam astea sunt. Sunt destule șantiere deschise, după cum știți. Bineînțeles și parcul Crâng se vor desfășura și acolo lucrări de asfaltare. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vreau și eu cu viceprimarul să mă întreb. Aici este, întrebați. Aici sunt, doamnă. Da. N-am plecat. Bună seara. Spuneți. Să rămână, vă rog. Am făcut și eu o cerere pentru 20 de toalete azi. 20 de? Pentru, am făcut o cerere la primărie pentru 2 sălci ca să le toaleteze. A, 2 sălci. Da, am înțeles. Gata, da. În ce zonă sunteți, doamnă? Spuneți-mi mie. Strada Urvițeni, în poștă. Da? Când ați făcut solicitarea? Blocul spatele, blocul G4. De la Gheorghe, da? Gheorghe 4, da? Da, da, da. În spatele blocului am făcut de o lună de zile. De o lună de zile ați făcut reclamația. E bine că i-a spus și domnului viceprimar. Vă mulțumim pentru intervenție. Am notat și eu să-i rog pe cei de la gospodărie urbană să meargă să se rezolve. Vă mai întreabă un telespectator dacă ați verificat calitatea lucrărilor de asfaltare din Dorobanțiunu. E jalnică, spune. La ce credeți că se referă? Ați trecut pe acolo de când au început asfaltările? Da, eu am trecut, cu toate că nu este în atribuțiile mele, dar aflându-mă în această funcție, automat trebuie să trec și să văd ce se întâmplă. Mai am anunțit, bineînțeles, colegii mei și specialiștii, ca să spun așa, și-au făcut treaba. Da, nici nu sunt de specialitate ca să spun dacă este bine sau nu, dar pot să spun că vis-a-vis de lucrări se desfășoară conform normativelor și acum știți cum e, mai lucrăm și cu oamenii. E posibil în unele zone să fie mai bine, în unele zone să fie mai prost. Dar oamenii ar putea reclama, nu? Și dacă nu reclamă la noi în emisiune, unde să vină la primărie? Noi primim și la primărie destule sesizări pe diferite, pe toate domeniile, de fapt, nu numai, uite, cum spunea și doamna, pentru sălcii, domnul poate să facă și dânsul o sesizare, avem acel birou unic care primește actele de la cetățeni și apoi le distribuie către departamentele unde trebuie să ajungă. Am să mai merg încă o dată, dacă mi-ar fi dat și o adresă mai exactă, o zonă mai exactă. Vă rugăm pe telespectatori să mai trimită un mesaj cu zona exactă, că dacă este într-adevăr foarte grav și trebuie înlocuit, cu siguranță vom face acest lucru. Ne oprim pentru publicitate, imediat după o să citim mesajele și vă așteptăm în continuare în direct.